Cu bucurie vă salut, dragi ascultători, ascultați emisiunea Valiza cu Păcate, alături de mine, Raul Damian, și invitatul nostru special, pastorul Ion Cocârțău. Bucuros de reîntâlnire. Și eu la fel și vă salut cu toată dragostea ca de fiecare dată. Am blestemat și pe mine însă m-am blestemat. Nu e practica mea, dar acest lucru se găsește pe biletul nostru de astăzi și despre el aș vrea să vorbim în cadrul emisiunii noastre. Aș vrea să vă întreb de la început, e păcat sau e doar o obișnuință a multor români? Pentru că la noi, la românii, se regăsește destul de mult această practică. E o obișnuință și poate foarte mulți ar socoti-o așa, ca fiind o obișnuință, într-adevăr, dacă vreți, luând semnalele de pe teren. Dar dacă ne uităm în substratul acestei probleme, în esența, în fibra acestei vinovății, nu putem socoti altfel decât o încălcare a rânduielilor și a legilor lui Dumnezeu, adică un păcat. De ce? Poate vă întrebați cei mai mulți. Vedeți, a blestema înseamnă oarecum a-ți exprima și nemulțumirea, dar nu nemulțumirea, parcă dacă vreți și condamnarea față de tot ceea ce a făcut Dumnezeu. Ori dacă ne uităm la tot ceea ce a făcut Dumnezeu, încă din prima carte a Scripturii, cartea Genesa, ne spune că toate lucrurile Dumnezeu le-a făcut foarte bune. Și înțeleptul Solomon, în cartea Eclesiastu, spune că la ceea ce a făcut Dumnezeu nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut. El face desăvârșit. Ori atunci când eu blestem, când eu mă blestem pe mine, de fapt eu aduc un afront, de fapt eu aduc o critică, de fapt eu aduc o nemulțumire, dar nu o nemulțumire, o nemulțumire din aceasta dusă la extrem față de tot ceea ce a făcut Dumnezeu în viața mea și prin viața mea. De fapt, blestemul acesta se aplică pentru acțiuni, se aplică pentru oameni, se aplică pentru stări, se aplică pentru fapte, se aplică pentru atâtea lucruri din viața noastră. Când noi facem lucrul acesta, pe de o parte, batjocorim creația lui Dumnezeu, dar în același timp, noi mărturisim și glăsuim cuvinte urâte la adresa lui Dumnezeu, acela care este Creatorul. Probabil majoritatea oamenilor care practică acest păcat nu se gândesc la asemenea lucruri. Aș vrea să vă întreb totuși de unde izvoresc blestemele, adică din ce cauză oamenii bleastă ziua de astăzi? Păcatul, spune cuvântul lui Dumnezeu, mai întâi se cuibărește în inimă și din inima omului vin toate lucrurile rele. Vin tot felul de păcate care, dacă vreți, sunt afișate ca pe un display, fie prin gura noastră, fie prin privirea noastră, fie prin faptele noastre, dar de fapt ele sunt originate la nivel de inimă. Într-o inimă unde păcatul își face voia și unde diavolul este stăpân, acolo se instaurează cele mai oribile lucruri și ele ies la suprafață într-un moment sau altul, într-o situație sau alta a vieții noastre, poate când ne așteptăm sau când nu ne așteptăm, poate în mod voit sau nevoit, însă dacă în inima noastră sunt lucruri bune, este acea pace, este acea liniște, sunt acele lucruri care trebuie să ne caracterizeze, cu siguranță ele vor ieși afară în locul blestemului, în locul cuvântului murdar, în locul păcatului pe care îl fac. Toate aceste lucruri sunt înlocuite prin acele acțiuni și lucruri bune. Aduce ceva bun vorbirea aceasta? N-aduce nimic bun. Gândiți-vă că mai întâi de toate ea este o ofensă la adresa lui Dumnezeu, care este sus, vede și aude totul, dar prin blestem gândiți-vă că sunt afectați și pot fi afectați oameni din jurul nostru, pot fi afectate lucrări și fapte din jurul nostru, pot fi puse la îndoială acțiuni de ale noastre. Asta e pentru cel care este în preajma noastră, pentru persoana sau Dumnezeul care este în afara caracterului nostru. Ele sunt mai mult decât cuvinte, lucrează dincolo de doar o simplă vorbire? Cred că aceste blesteme au de-a face, așa cum am spus, cu o stare rea, cu o stare cu siguranță că asupra acelui om care trăiește într-o relație intimă și strânsă cu Dumnezeu, ele n-au niciun efect, n-au niciun rezultat. Însă pentru toți aceia care le practică, cu siguranță ei se încarcă cu o mai mare povară și oarecum când diavolul vede că lui se face voia, lui se împlinește planul în viața noastră,
Să știți că El nu va face altceva decât să ne subjuge mai mult, să ne stăpânească mai mult, să ne determine la mai mult și, într-adevăr, să devenim efectiv subordonați voii Lui. M-am întrebat dacă nu există ceva bun în lucrul acesta, pentru că unii români spun, măi, mă ușurez blestemând pe vecinul meu care mi-a făcut rău, pe colegul de serviciu care încearcă să mă îngroape sau mă sapă la șef. Ea poate fi socotită și ca o eliberare, așa cum spuneți, ca o refulare pe fondul unor supărări, a unor vulnerabilități la nivel de minte, însă cred că nu asta este soluția. Nu asta este soluția. Nicăieri în Scriptură, oamenii n-au ajuns la adevărata eliberare, la adevărata despovărare făcând așa, ci dimpotrivă, la adevărata eliberare, cum spune și Apostolul Pavel, ajungi prin rugăciune, să încredințezi în mâinile lui Dumnezeu povara ta, grija ta, necazul tău și să spui, Doamne, nu mai pot să-l țin, nu mai pot să-l păstrez. Simt că explodează ceva în mine. Îl așez în brațele tale, tu poți să dai biruința, tu poți să dai izbăvirea sufletului meu, te rog să te ocupi tu de problema mea. Am încredințat-o, mă rog ca tu să mă ajuți, să am pace, să am liniște. De acum încolo, Doamne, vreau să lucrez pentru mine. Așadar, această practică o putem înlocui cu rugăciunea, din câte ne-a spus dumneavoastră, dar cei care n-au această practică a rugăciunii, ea trebuie să fie o deprindere a vieții noastre, chiar dacă nu avem. Vedeți, rugăciunea trebuie să fie o practică, trebuie să fie un lucru cât se poate de vizibil în viața oricărui om. La urma urmei, și cel mai împietrit, la urma urmei, și cel mai împotrivit om față de Dumnezeu, în cele mai grele momente ale vieții lui ajunge să spună, Doamne ajută-mă, Doamne scapă-mă, Doamne salvează-mă. Dar sunt oameni care l-au blestemat chiar pe Dumnezeu și se gândesc, măi, eu nu pot să mă rog lui Dumnezeu dacă tocmai l-am blestemat. Sunt niște oameni potriviți în direcția aceasta și atunci acei oameni ar trebui să se roage pentru mine. Pot ei personal să se roage? Oamenii gândesc așa și nu exclud o asemenea posibilitate. Într-adevăr, poate aceasta este la cei mai mulți. Numai că a te simți vinovat că l-ai blestemat pe Dumnezeu și a mijloci pe lângă alții să se roage pentru tine nu e soluția, nu e rezolvarea problemelor. Prin cuvântul lui Dumnezeu noi suntem îndemnați că, de fapt, trebuie să ne mărturisim păcatul fiecare dintre noi personal și libertatea rugăciunii de asemenea este pentru fiecare în mod individual. Nu trebuie să mijlocim pe lângă alții să facă alții în locul noi treaba asta. Da, ei pot fi ca și suport, ei pot fi pe lângă noi, dar nu în locul nostru. Ei pot fi alături de noi, dar nu să ne înlocuiască pe noi în mijlocirea rugăciunii către Dumnezeu. Aici se încheie și emisiunea de astăzi. Despre blestem am vorbit astăzi alături de pastorul Ioan Cocârțău. Nu uita, dragul ascultător, sfatul nostru des auzit în cadrul emisiunii Valiza cu Păcate. Scapă de păcat!